Ce ai făcut la camera rușie? A venit Patrick? M-am eliberat. Tu? Ia hai în grădină, că văd că e gălăgie aici. Păi a zis să pariu pe rând. Bogdan, vezi că simt eu că e un joculeț din partea Teodorei. Nu e, nu e. Ba da. Nu te lăsa, nu te lăsa. Bogdan, te lași folosit. Te joci cu mine, Teodora? Nu, Bogdan, absolut deloc. Dar se pare că eu mă joc cu tine? Nu. Păi și atunci, de ce le lași de interpretat? Ce am lăsat eu de interpretat? Că n-am făcut nimic. Cum n-ai făcut nimic? Nu. Că ai zis la... O luase așa un pic pe ironie. Am zis? N-a fost ironie și din partea ta aici, că a fost glume. Am venit pentru tine, Teodor. A, alea da, într-adevăr. Păi eu ce zic, păi în spirit de glumă am luat-o și... A, vrei să fii numai serioasă, Bogdan? Cu mine să nu fii serioasă, cu fetele poți să fii cum vrei tu. Vreau, chiar vreau să avem să o... Da. O conexiune ca doi oameni normali. Deci nu mai folosi cuvântul ăsta, conexiune. Nu, dar nu-mi place cuvântul ăsta. Când aud, dar cum să-l schimbăm? Uite, caută tu. De când a venit numai de conexiune aud. Eu nu vreau să... Vrei să o dăm la sentiment? Hai, mă, Bogdan. Ce s-a întâmplat până la urmă în camera roșie? Băi, ci că băieții știu că Patrick se duce. Păi și da, băieții știu, dar poți să zici. Păi și n-au zis și tu. Am auzit doar când a zis că dacă vrea cineva să o cunoască pe Teodora, poate să o cunoască. Nu, a pus punct cu amândouă. Da. Mă așteptam. Bine, ne așteptam. Ok, mă așteptam. De ce? Să mă prefac că mă așteptam pentru că Teodora Căbăru că o facă în celuna în pământ. Vorbiți serios? Ce s-a întâmplat? Alexandra, eu crezi că ne-i fraierești. Ce s-a întâmplat? Da, așa crezi că ne-i fraierești, Alexandra. Patrick a zis că nu vrea să mai cunoască pe niciuna dintre ele. Mamă, dar serios? Teodora de ce? Bine, dar ce s-a că eu cred, nu știu, a zis că nu era, ca și argument, a zis că nu era nici focul ăla, n-a simțit vreun focul, ea. Eu am zis în a cală zis de că la început foc niciuna. Păi da. Chiar nu-i da. Focul niciuna. Sincer. Da, a zis, tu ai fost în Alexandra când a zis. Dar între ele două, cu Alexandra, n-ai într-adevăr, fost, a avut mai multe apropieri. Cu Alexandra a avut, că ori fi fost prietenești, de dragoste, de nu știu ce. Păi oricum, ceva. De materiale, au fost. Păi oricum, o să discutăm și în continuare, dar... Asta e când ți-ai revenit? Încă ești așa cu... Ba da, chiar mă simt mai eliberat. Am vorbit cu Alexandra, am vorbit cu Teodora. Ce s-a întâmplat chiar? Că despre ce? Pe scurt, zi-mi am așa. Am vorbit sincer, frate, de sentimentele mele față de fiecare dintre ele. La Alexandra a spus, mai să lăsăm gluma, mai să lăsăm tot. Nu simt și e mai bine pentru tine să știi că nu simt. Dacă ai ceva să-mi spui, spune. Mă simțeam vinovat, mă simțeam așa. Și la Teodora la fel, că nu simt atracție față de ea, chit că e frumoasă. Da, nu, simt, nu, n-am simțit acel ceva, i-a spus, am stat mai aici. Mai pe scurile cu amândouă, nu o să am fost transparent, nicăieri. Da. Foarte bine, până la urmă ești asumat. Da. Alexandra nu știu cât o să înțeleagă din treaba asta, ea da, probabil va veni, nu, dar... Nu o înțeles. N-am apucat să urez, dar Teodora probabil o să se retragă. Pare genul de persoană spus... care e cu capul pe umeri și o să zică, bine, am înțeles, îmi văd de treaba mea, îți vezi de treaba ta. Teodora a spus că... Oricum ar fi făcut ea pasul ăsta. Era ceva ce mă ținea, dar nu înțelegeam ce, știi, și văd că acum sunt mult mai bine. Păi probabil situația în care ai fost pusă. Da, da, nu mi-a creat deloc plăcere. Am auzit treaba asta, că nu te-ai simțit deloc confortabil și dacă nu punea Patrick, ai fi pus tu, nu, din câte am înțeles, stop. Am apucat să vorbesc un pic cu Patrick. A, da, chiar eram foarte hotărâtă de când am urcat în camera roșie. Că, nu știu dacă ai auzit că am zis la un moment dat că a zis, nu mai știu cine, că Patrick s-a hotărât în... cum a zis? Cred că Patrick acum a luat o decizie în ambele cazuri și am zis eu, dacă n-a luat-o Teodora deja, știi? Da, știu, păi ai zis înainte, când am urcat pe scări da, fix când am urcat. Și ce decizie era? Aceea decizie pe da, care a pus-o Patrick? Da, să mă retrag ușor, pentru că nu îmi plăcea... Mi-e simpatic, dar nu... Nu era atracția atât de mare încât să mai vreau să mai continui în jocul ăsta, că nu îmi place. Și sunt genul de fată care ori vreau un băiat foarte hotărât lângă ea, adică lasă Teodora că viața merge înainte, să știi. Doamne ferește, dar tu nu vezi cât de bine... Voiai să îmbătrânești în situația asta? Tocmai, că nu voiam să îmbătrânești și chiar voiam să zic stop. De ce a pus punct cu Teodora? Ți-am spus, a zis că nu a simțit nici focul ăla. Cu aia nu simte nici că... Și de ce i-am dat exclusivitate? Exact. Pentru, nu știu, a vrut, să încerce, a vrut să încerce, femeia și-a dorit, femeia și-a dorit. Nu rău cioată-cioasă? Omul i-a oferit și-a dorit femeia încercând să vadă dacă merge și nu merge. I-a dat-o contra, Alexandre, cu exclusivitatea aia. Poate a lăsat și timp un pic să treacă. E o decizie la... e pripită, pentru că... De cât timp e Teodora? Ascultă-mă puțin, poate a lăsat și un pic timpul să treacă să vadă dacă o să afecteze în continuare legătura Teodorei din trecut cu mine și probabil n-a putut să treacă. Crezi că a fost? Crezi că asta e un motiv?
Patrick. Bă, nu știu, și pe mine, eu îl înțeleg pe Patrick. Am fost și eu întrebat în gală. Eu cred mai mult că nu a simțit. Detaliile. Și asta, evident, păi dacă ar simți, nu cred că ar fi. Nu, l-ar mai interesa. Că până la urmă, da. Bun, am interacționat, dar n-a fost interacțiune. Da, n-ați fost împreună. Nu e ca și cum e îndrăgostit și se abține pentru că s-a sărutat Antoni cu ea. Da. Nici nu e îndrăgostit și nici nu-i convine asta. Și oricum nu e foc. E... Și Teodora a fost foarte deranjată de când ea a fost chemată prima dată. Degeaba s-a dat ea când era deranjată, sincer. Sunt îndrăzneț. Da. Ai fost la ea acum? Da. Ce zicea? Am stat, am râs. Ce te-ai speriat așa? Am crezut că îmi dai în fața asta de... Uia. De șmecher. În fața aia de șmecher ți-aș da cu... De ce te uiți așa? Cu ce mi-ai da? De ce te uiți Bastian așa la mine nervos? Nu sunt nervos. Cu frișcă, cu ce ai da pe fața asta de șmecher? Păi n-am aș câdâm și câdâm. Mamă ce mă duc la mare în weekend. E normal să fii deranjat. Azi. Dădea din picior și din covor și pe aici se... Cred că Teodora a simțit oarecum și ca să... Păi da, ca să nu pară ea aia refuzată, a vrut să dea impresia. Eu nu cred că a simțit pentru că ieri sau nu mai știu când, a zis ceva de genul că... A făcut cineva cafea? Da, ieri mi-a zis că... Da, Giulia a făcut, nu știu. Și atunci de ce a început să te facă pe aici pe indiferenta și a nici stai puțin, stai, nu, calmează-te puțin, că e normal. Până la urmă, e normal. Bă, e normal să fie afectată și totul să încerci să fii tare. Păi, dar eu nu tare. Vorbe că e afectată. Eu zic doar că ea chiar a simțit și a vrut să picea bine. Na, nu ți-aduce aminte. Moldo era aici, nu? Când? Azi? Da, azi. Așa. El, voi acum câteva zile v-ați condus de mână, frumos, până sus. Da. Acum de ce nu? E, păi m-a condus el, acum nu mai urcai. Te dor picioarele, cine știe cât o fi. Dar nu e vorba că mă dor picioarele, dar lasă. Dar ce mă ceva. Bucur să vă văd așa liniștiți. Păi da, nu. Dar ce înseamnă? A, deci, din acest motiv vă înțelegeți, pentru că nu sunteți... Da, adică asta nu înseamnă că nu... A, da, zis Teodora că încă n-a gustat Patrick din glumele cu ea, ceva de genul că ea n-a reușit să fie ea însă și până acum să se... așa. Păi, stai puțin, că de aici vreau să scot în evidență că ea încă era interesată de Patrick. Și că... Păi da, ea pur și simplu simți, nu-i conveni, încercă să cadă în picioare. Bă, dar ea n-a înțeles că în viață nu poți să cazi mereu în picioare și mereu... În viață mai ca și pe jos, că mai așa e normal. Pe jos și pe lângă. Important. Și în cap. Și în cap. Adică e important să te ridici. Pare că ești puțin răutăcioasă. Nu sunt răutăcioasă. De ce trebuie să subliniez că sunt răutăcioasă? Așa e. Păi eu când am fost deranjată, toată lumea mi-a zis că am fost deranjată. La ea de ce nu se subliniază că e deranjată? Păi e. Păi atunci... Eu zic ei că e. Și eu recunosc ce mai bine o femeie deranjată, că știu cum e când te comporți deranjată. E, dar acum azi... Bun, atunci. Acum poate se vor apropia alți băieți către tine. Nu zic de mine, zic de... cu totul și cu totul alți. Da, că am văzut că Gage ar fi interesat, de exemplu, de tine. Cred că cu Gage am zis, de la început că am care... Da, dar uite, poate te-ai schimbat pe parcurs. Te-a schimb eu? De, da. Sau tu când spui ceva, nu te mai schimbi? De, nu știu, nu pot să bag mâna în foc să zic că nu. Că mă și schimb de obicei, dar... în momentan nu. Adică interacțiuni pot să am, logic. Că e normal să am interacțiuni și îmi și place. Adică eu nu sunt genul de persoană care să nu... discute, să nu... Am observat treaba asta. Chiar sunt, chiar sunt. Și cred că de acum încolo o să-mi dau voie la mult mai mult, pentru că... Păi era... să-ți dai voie. Era... era ceva ce mă ținea, dar nu înțelegeam ce, știi? Și văd că acum sunt mult mai bine. Hai să jucăm bilia. Hai. Nu știu, dar hai. Atunci joc cu Robi. Hai, te joci tu cu Robi și eu mă uit la tine. Ia du-te și joacă-te. Nu. De ce? Hai, Robi, nu mai fac glume din asta. Doamne, băi, fratele meu, nu vine să crezi ce masaj face femeia asta. Hai, gata. Că te înveți. M-a luat somnul. A, dar eu am uitat că eram supărată pe tine. Doamne, să mai mi-arce și mie aminte. Oi, n-am aș câdâm și câdâm. Oi, n-am aș câdâm și câdâm. Ei! Oi, n-am aș câdâm și câdâm. Haideți toate fetele, acum, acum. Așa. Sos! În calități industriale. Cantități, omule. Nu! Nu! Bine că îți cunosc gesturile. E foarte mișto energia asta dintre voi. Aș face și eu asta, dar nu pot cam. Da. Rochie, stai!
Că-ți dădeam palme cu piciorul. Stai, au. Dar vreau să-ți las semne pe tine. Dar nu vezi că n-ai de unde să mă prind. Dar vreau să-ți las semne pe tine. Vrei, uite burtă. Nu știu la tine. Au! Cu Robi. Așa ți trebuie. Ai Robi. Ce zici de abdomenul ăsta, șmecher? No, e prost, Moldo are abdomenul mișcat. Păi așa trebuie. Moldo are abdomen din aia, din poza aia. Nu e ăla abdomenul. Era un efect. Moldo! Dar nu că mi-e rușine, nimic. Vino să-i arăți abdomenul și ok. Ce? Cum să-l arăt în emisiune? De ce? Arată-i abdomenul. Cum să-l arăt în emisiune? Păi asta mi-a arătat burta. Cum să nu poți mai nebunit? Sau să-l arăt? Uite că are, vezi, nu era niciun efect. Am zis așa ca să fii interesată, fraiero, să-l vezi. Păi da, știam, gen. Sos. În calități industriale, boss. Știi că nu poți să mă joc dacă mă tot bruschez, nu? Da. De ce? Julia, dar de ce? Că a zis Robi că ai efect. Am pus că un efect. Într-o poză efect. Și s-a văzut mult mai șmecher, știi? Atunci poza aia noastră.